Salut! Din nou, Alex Bogdan, tot AutoGuys, Auto Pur Spirit. Așa. Azi ne jucăm cu Freelander-ul, Freelander-ul 2, mașina care a fost lansată în 2006 și a trecut prin mai multe facelift-uri. Spun mai multe facelift-uri pentru că de fiecare dată Land Rover-ul cum face câte un facelift e ca și cum, nu știu, un lord englez își piaptănă puțin mustața. E așa foarte, foarte sumară, puțin crom, grilă redesenată, nu fac ei schimbări semnificative. Dar ce e fain la mașina asta, la Freelander, e că în 99, când a fost lansat Freelander 1, practic ei au deschis piața SUV-urilor compacte. Și aici am început să se bată ulterior cu BMW X3, cu GLK-ul, Q5-ul, Honda CR-V, RAV4 și cred că mai sunt și altele, da? N-are rost acum să le enumărăm pe toate. Știți cum e asta? E la modul... Nu sunt cum sunt Range Rover Sport, o mașină de dorobanți, nu sunt niciun Discovery, care are cineva din Pipera și o ține ca să se ducă la cabana de la Cota 2000. Nu sunt nici Defender-ul vânătorului care pleacă pe câmp. Asta e o combinație între toate. E o mașină masivă, sănătoasă, dar totuși, dacă vă uitați la linia ei, este foarte zveltă. L-au ținut cont de detalii, la fel, crom, spălătoare faruri, guri de ventilație laterale. Nu știu cât de mult sunt funcționale, dar au și ele un rol acolo. Și o gardă la sol care e, după cum vedeți, uite, mă joc cu o agendă, o gardă la sol foarte, foarte sănătoasă. Mai departe, blocurile optice spate și ele au trecut printr-un foarte, foarte finuț facelift. Și am ajuns la portbagaj. Portbagaj care, zic eu că e ceva mai spațios decât al Tiguanului, ca idee, dar nu e cel mai mare din clasă. Da. Câteva trollere își au locul aici. Rezerva, ca la un veritabil off-roader, este de dimensiuni normale, din aliaj și o roată nouă. E stupid să pui la un off-roader o rezervă de dimensiuni mici sau un kit de pană, că efectiv nu ai ce să faci cu el. Așa, mergem mai departe. Bogdan, hai că tu ești înalt, hai să vedem cum stăm în ea. Să stăm bine. Se stă bine, bine, bine de tot. Spațioasă, confortabilă. Bancheta chiar e foarte faină. E moale și... Și te simți așa, e ca bancheta de acasă. Ca bancheta, ca și carapeaua de acasă. Ne reteți bine pe partea de off-road, poate suficient la cap. Arhi suficient, aș spune. Chiar arhi suficient. Avem și cotieră, nu știu dacă reușim să o vedem aici, cu două cup holdere și un mic spațiu de depozitare. Nu știu, poți să ții un telefon acolo, o agendă mică. Sunt și rabatabile banchetele, din ce văd aici. Te dai ușor jos din mașină. E înaltă, bine, pe mine mă și ajută treaba asta. Le tragi pe astea în față și vii, unde-i mă? Așa. Și l-ai făcut pat, efectiv. Încă un detaliu care este foarte important aici, dacă tot a rămas ușa deschisă. La foarte puține mașini avem aici partea pragului, care este în totalitate acoperită de ușă. Asta înseamnă că atunci când aveam o perioadă foarte umedă, noroi, zăpadă și așa mai departe, când te dai jos din mașină, nu-ți murdărești pantalonii, ne arată cum Bogdan aici acolo. Partea să rămâne curată continuu. Așa, ce... cum stai în față dacă tu te-ai așezat? În față cred că trebuie să dau scaun un pic mai spate, că a fost lăsat. Și da, e ok. Partea interesantă la Land Rover e cotiera tradițională. A rămas așa, indiferent că vorbim de varianta Freelander, că vorbim de, nu știu, Sport și așa mai departe. E cotiera asta. Poate bună să vă apărea ciudate, dar e o emblemă a lor, ca să zic așa.
chestia asta. Da, la fel de spațioasă ca și în față, la fel cum în mers să te ții bine. Bordul este jos. Nu-ți dă senzația de autobuz, de bordul e sus. Și cam atât cred că ar fi. Hai la plimbare atunci. Hai la drum. Da, am pornit la drum, apropo, eu o lasem un pic înainte. Ce n-am vorbit deloc de mașină până acum e motorizarea. E 2.2 diesel, 150 de cai. Consumul, partea care ne interesează, dacă a reușit Alex și Gabi să ne-l arate în bord. Producătorul zice că are 5.4 în afara orașului și 7.1 în oraș. Ceea ce... sincer, mi se pare un pic cam tras de păr. Da, spune-ne ce an e mașina. 2014, 14.500 de euro cu tot cu TVA. În condițiile în care de nou mașina ajunge la 30 și un pic. Opa, iar avem fereastră mică să ieșim din parc. Și se simte când trage mașina asta, e brută. E forță. Păi da, nu e ca un X3, unde acolo e mai mult o mașină de stradă. Asta e o mașină care te scoate și pe off-road și face treaba bine. Cu ce se diferențiază foarte mult de concurență este partea vitrată. Ai o poziție înaltă, foarte multe geamuri și ai o vizibilitate excelentă în orice situație. Tracțiunea e arhi cunoscută, practic ei sunt cei care au călcat pe urmele Jeep-ului cu zeci de ani în urmă și au făcut primul, sau nu primul, al doilea off-roader veritabil, când au lansat Defender-ul, o mașină practic construită integral din aluminiu. Da, da, practic da. Primul e în Europa, primul a fost construit pe un șasiu de Jeep, dacă nu mă înșel, nu? Parcă așa era. Aici nu aș vrea să spun o prostie. Oricum, au furat ceva de la Jeep atunci când l-au construit, dar ulterior s-au detașat foarte mult și au creat o mașină foarte faină. Oricum, Defender-ul față de varianta inițială nu s-a schimbat cu foarte mult, a rămas în continuare o chestie foarte, foarte brută, mai mult utilitară. Asta, în schimb, e o combinație între un off-roader și o mașină de stradă. Transmisia este 4x4 permanentă, relativ permanentă, pentru că folosește cuplajul de tip Haldex. Trage puntea față, sper să nu greșesc, și la nevoie transmite și către spate din putere. Așa. Și avem aici, să dau cotierul ăsta la o parte, avem selectorul pentru diverse tipuri de drum. Da, da, o denumire specifică. Terrain response. Gata, mi-am adus aminte. E terrain response, practic de aici. Mai că n-ai notat. N-am notat, da. Îmi place foarte mult mașina, dar am vrut să fiu cât mai tehnic, dar cred că nu știu dacă realizez ceva prin chestia asta. Îți alegi mod normal, mod pentru zăpadă și iarbă, pentru zone foarte dificile, gen muntoase, păduri și așa mai departe, și pentru nisip. Îți selectezi ce ai nevoie de la ea. Să zici că mașina asta merge pe nisip? Da. Tare. Da, merge. Tare. Caută nisip și merge. Da, știu eu, da. E la vreo 200 ceva de kilometri. Da, dar nu mai e vreme de mare, adică... Nu merge la mare, merge să ne dă pe nisip cu mașina. Dar nu mai bine căutăm pe la Siret pe aici ceva? Sau așa, da, uite, bună idee, să mergem pe la Siret. Bun. Din păcate nu avem varianta cu navigație mare, este un infotainment mic. Color afișează informații de la CD player, de la cum îi spune, ceasul. După care avem funcție eco, adică start stop, ca după cum ne-am obișnuit la toate mașinile moderne. Și avem aici hill descent control. Așa. Asistență la coborâre. Asistență la coborâre. Drumuri. Practic practic îți dozează forța de frânare și frâna de motor făcută de sistemul de transmisie, astfel încât
tu să nu pierzi controlul mașinii și să poți să-ți menții direcția pe orice tip de pantă, că e acoperită cu zăpadă, noroi și așa mai departe. Avem și o climatizare dublă. Bogdan, văd că ți este cam frig. Nu, așa era. Am zis de ceva căldură, da? Așa, cu funcție auto. Nu știu dacă are rost să ne apucăm să detaliem toate poveștile astea. Cheia clasică de Land Rover modernă, e cu keyless. Așa. Buton start-stop. De unde pornim mașina? Ne intrăm pe acolo, pe la seara. Vrei să intrăm pe acolo? Când ne întoarcem. Hai că vedem pe unde intrăm. Așa, și un volan din piele, multifuncțional, cu comenzi pentru telefon, comenzi pentru pilot automat și așa mai departe. Ce îmi mai place la mașina asta, dar asta e pur personal, n-aș vrea să influențez în vreun fel gândirea fiecare. Am aici o cotieră, care practic este marginea ușii, și tot aici am și controlul de la oglinzi și de la geamuri. Mie personal mi se pare interesant că e plasat acolo, dar nu vreau să... adică e subiectivă opinia mea, nu știu dacă... Poate că ție îți plac comenzile de la Duster, care erau de modelul vechi puse în mijloc. Ce vreau să zic de navigație? Nu. Sincer, părerea mea, nu cred, la fel cum ai zis și tu despre cotiera asta, e pur personal, nu cred că mașina ar sta bine cu navigație. De ce? Că te ajută să navighezi prin noroaie. Da, bine. Nu știu, e clasică, e pur britanică, nu vine cu zorzoane, nu vine cu... Și mie mi se pare bărbătească asta. Da. Asta e părerea mea. E genul ăla de mașină care îți arată statutul de mascul alfa, ca să zic așa. Uite, Gabi, dacă poți să ne arăți, până acum am înregistrat un consum de 7,1. Pentru Dihania asta destul de mărișoară și motor de 2.2, eu zic că e oarecum rezonabil. Uite, chiar 7 s-a dus acum. Hai să mergem pe câmp. Nu trebuie să intrăm pe Siret, Gabi, dacă poți să filmezi în față, pe unde o să intrăm. Să vedem pe unde o să intrăm. Gunoaie. Da, bineînțeles. Uite, am intrat pe un drum accidentat. Am senzația că sunt într-o mașină premium. De fapt, ei acolo au și țintit să fie o mașină premium. Plasticul nu face gălăgie, e la locul lui, suspensia absorbe bine șocurile, e plăcut. E plăcut, nu te simți ca într-o mașină care auzi zdrang din toate direcțiile. De când am urcat pe bancheta din spate, am observat faptul că e foarte confortabilă și cred că nu e doar vina suspensiei faptul că absorbe bine șocurile. Apropo, și banchetele care sunt foarte confortabile și scaunele. Poate să ne spună Gabi din spate, care... Vreau să menționez, să știți că el e un fotograf, cameraman, profesionist pe care nu-l plătim. Nu-l plătim, că am spus că noi nu aducem profesioniști, așa că făcând lucrul ăsta neplătit, el o face din dragoste pentru pasiunea lui. Așa că să nu ne acuzați că am adus profesioniști. Bogdan, spune-ne despre varianta de finanțare, dacă cineva nu are bani, ce face? Nu și-a mașină. Nu, glumesc. Și iPhone. Da, exact, poți să le ai pe toate. Uite că am ajuns și pe la Siret, dar n-avem nisip. Da, legat de finanțare, putem să luăm mașina cu un avans zero și o rată lunară de 1500 de lei pe persoană fizică. Trebuie să ai un contract de muncă în țară sau în străinătate, în funcție de natura locului de muncă. Avansul pleacă de la zero. Uite, acum o să urce Alex pe niște... Uite, cred că asta ar fi o zonă bună de făcut o poză, măcar cu mașina asta. Da, chiar o să coborăm și o să facem ceva poze cu ea. Hai să terminăm cu finanțarea și pe urmă ne dăm jos. Deci am zis de persoană fizică, loc de muncă în țară sau în străinătate, pe o perioadă nedeterminată, cel mai important lucru, avans 0, o rată lunară de 1500 de lei. Ca persoană juridică, avansul pleacă de la 15%, asta înseamnă undeva în jur de vreo 3000 de euro. Cu o rată lunară de 235 de euro, la care se adaugă și casco. Dacă ai o societate nouă înființată și consideri că mașina asta te-ar ajuta și trebuie în firmă, poți să o iei cu un avans de 30% finanțare garantată. Ce înseamnă finanțare garantată? Ce înseamnă societate nouă înființată? Ai înființat firma ieri? Azi.
azi, mâine ai finanțarea aprobată. Cam asta ar fi despre finanțare. Bun, hai să ne dăm un pic și jos din ea să o vedem cum arată. Mhm. Vom testa și hill descent controlul. Ai emoție, nu? Nu, sunt foarte... Deci mi-a trecut și soft și tot, sunt foarte... Uite, vezi, dacă e off-roader, îți arată aici cum stau roțile mașinii. Da, păcat că lui Gabi să o filmeze. Păi dai pe ăla, pe hill descent. Gata. Fuck. Mamă, roller coaster, frate. Da, foarte tare. La modul focă. Unde e Gabi? Gabi filmează. Ți-a zis să... Hai, sus! A plecat. Și cu anvelope de vară, adică de serios. Ăsta a fost Freelander-ul 2. Super. Da? Super. Fain de tot. Din nou, urmăriți-ne dacă like, vă place. Share, subscribe pe Facebook, YouTube, intrați noi pe site, abonați-vă la newsletter și vă așteptăm să veniți să o vedeți în tablă și motor. Și vă așteptăm să ne mai spuneți ce vreți să mai testăm. Pa! Vă salutăm, pa!